Ion Lungu, primarul Sucevei, a anunțat programul pentru cele 3 zile de sărbătoare cu ocazia împlinirea 632 de ani de la atestarea documentară. Programul artistic de joi, 13 februarie, începe la ora 18 la Casa de Cultură cu spectacolul 10 pentru folclor. Sunt invitați Lavinia Coste, Angelica Flutur, Alexandru Brătățan și Orchestra Națională Valahia Primăriei Capitalei. Vineri, pe 14 februarie, pe esplanada Casei de Cultură, vor cânta Delia, Antonia și Alex Velea, iar sâmbătă, 15 februarie, la ora 18, Teatrul Matei Vișnec găstuiește un concert de muzică simfonică susținut de Gabriel și Simina Croitoru împreună cu Horia Mihai.